Dintr-o pensie amărâtă crește doi nepoți. Cu sănătatea o târie, dar se gândește mai mult la cei doi copii, frați din căsătorii diferite. Nu a vrut să-i despartă și i-a luat la el acasă. Când nu a mai avut ce să le dea de mâncare, a apelat la Crucea Roșie, iar acum are ce să le pună pe masă. Are grijă de doi nepoți. Da. Singur din pensia lui. Bunicul Vasile Câmpanu nu are bani să meargă la doctor. Trebuie să se ocupe de educația copiilor. Bonlav a făcut AVC, are probleme cu ochii, de bea să mișcă, are polioartrită, are... Ticiorul rupt, am... Are multe. Și cum vă descurcați? Așa cum putem. E greu să creșteți două nepoțele? Un nepoată și un nepot. Da. Cu alt tată. Nu a vrut să despartă frații și îi crește pe amândoi dânsul. Da. Și de cât timp îi creșteți? Poftim? De cât timp îi creșteți? De 3 ani, în 2012, nu am părăsit Nora. Da. El și-a locat și e tot. Eu nu iau nic. Unde să mă duc? Și măcar a locația. Și eu de el la fată. El le spală, le face de mâncare și îi duce la școală. Cine îi face de mâncare? Eu. Deci Nora lui a plecat cu alt bărbat și a lăsat copilul pe baza bătrânului și ca să nu despartă frații, frații pitreci. De unei gardă la verde, n-o vinți în coșe. O trebuie să o acasă. Bunicule, deci matalele îi speli, matalele îi duci la școală? Da cum? La matale ce vârstă? 74. Mulțumesc. Născută în 40, 25 iunie. Mă bâlbâi, da, mă mai... Bine. Da? În ce clasă ești tu? În clasa pregătitoare B. Și e bine la școală? Puteai cămașă curată, cine ți-o calcă? Cine ți-o spală? Tata. Adică bunicul, nu? Da. Prima a fost strungare în Uzina 2, în Brașov. A doua m-am îmbolnăvit, am fost operat. Am stat o an pe acasă și m-a dat la masă plastic, dar tot intra și așa o zână. Pe urmă, m-am căsătorit și eu, n-am nimerit-o cu prima, cu a doua, am făcut casă, am cumpărat pământ și am luat cepele. Iar am făcut cursul de calificare la locul de muncă. Am diplomele în casă toate. Am muncit. 44 de ani. Bătrânul a apelat la noi în dorința de a-i da ceva de mâncare. Deci absolut nu avea nimic de mâncare. Vine la noi când e foame, când e ghiori mațile de foame. Am venit la el și am văzut cum trăiește și am zis că trebuie să facem ceva pentru el. Și ținând cont că dânsul crește ca să nu despartă frații, care nici măcar nu sunt frați buni, sunt frați numai de pe mamă, dânsul are grijă de ei, dânsul îi duce la școală, dânsul le dă de mâncare. O poveste de viață tristă, dar adevărată.